Bună tuturor! Azi voi face un tag pentru voi și acest tag este acela pentru sărbători, sărbătorile de iarnă mai mult. Și înainte de a începe acest tag, vreau să vă spun că este o pagină pe Facebook care toate youtuberițele își vor posta clipulețele și acolo puteți să ne dați like pe pagină și să ne întrebați orice fel de întrebare, să comentați ce vreți voi. Această pagină se numește YouTube Girls România și sper să vă duceți și să vedeți dacă vă place și dacă vă placeți, dați like și invitați cât mai multe persoane. Iar acum să începem acest tag. Prima întrebare. Care este filmul tău preferat pe care îl vezi în fiecare an de Crăciun? Nu cred că am un film preferat care îl văd în fiecare an de Crăciun, dar cu siguranță mă uit la filme în legătură cu Crăciunul și sărbătorile. Dar îmi place și acel movie Home Alone, 1, 2, 3, 4. Am auzit că e și unul al cincilea, dar nu l-am vizionat încă. Care este cântecul preferat pe care îl asculți de Crăciun? Cântecul preferat, nu cred că am unul, dar în fiecare an aud Feliz Navidad și de aceea rămâne în cap acel cântec, dar nu este favoritul meu. Îmi plac colindele, îmi plac mai multe cântece de iarnă, dar nu am un preferat. Îți place să petreci Crăciunul acasă cu familia sau în oraș cu prietenii? Crăciunul mereu am fost cu familia, dar nu acasă. Am fost mereu invitat la alte persoane acasă, dar când stăteam în România, mereu era acasă. Și cred că îmi plăcea mai mult acasă. Revelionul e acela care îl petrec cu prietenii, dar Crăciunul mereu a fost cu familia. Dacă ai putea să cumperi doar un cadou pentru Crăciun, cine ar fi persoana căruia îi vei cumpăra? Aceasta e cam grea întrebarea, pentru că întotdeauna vei cumpăra fratelui meu și părinților mei, deci nu cred că aș putea alege între ei trei. Deci, mai bine n-aș cumpăra deloc. Nu știu. Deschizi cadourile în ajunul Crăciunului sau în dimineața Crăciunului? Mereu l-am deschis în dimineața Crăciunului, deoarece aceasta a fost tradiția la mine în casă. Și da, adică nu l-am deschis niciodată seara, mi s-a părut puțin ciudat să deschid seara, deoarece este cum ar veni seara când dormi noaptea, Moș Crăciun vine și îți aduce cadourile și tot așa. De aceea mereu l-am deschis dimineața. Ai obiceiuri, tradiții care le sărbătorești în fiecare an de Crăciun? Asta ar fi cam da și nu, deoarece în fiecare an normal facem bradul, facem, decorăm casa și tot așa. În fiecare ajun de Crăciun și în seara de Crăciun sunt cu familia, dar în rest nu cred că ar fi alte tradiții. Mirosul preferat de Crăciun. Aș spune de obicei prăjiturile, dar nu știu. Deci prăjiturile pentru mine, asta mă farmecă pe mine. Ce mâncăruri pregătești de Crăciun? Nu prea se gătește de Crăciun la mine în familie, deoarece de obicei ieșim și asta este mai rar, doar dacă este să petrecem Crăciunul în țară, atunci cred că s-ar face de mâncare mai mult. O dorință de Crăciun. O dorință de Crăciun aș zice să sănătate și fericire pentru toată lumea în lume care-i cunosc și care nu-i cunosc, deci toți oamenii pe acest pământ le urez sănătate și fericire. Ai făcut vreodată înger de zăpadă? Da, cred că am făcut destui în viața mea. Mereu ieșeam udă din zăpadă, dar am făcut destui. Când încep să decorez casa și pomul de Crăciun? Asta depinde
cum mă simt eu. Deci dacă vreau să le decorez azi, care este cam când? Azi cred că este 4 decembrie. Și da, depinde, poate vreau să-l decorez azi, poate săptămâna viitoare, poate în ajunul Crăciunului, depinde. Deci asta nu este o dată fixă. Iar ultima întrebare, când îți despodobești bradul? Bradul la mine în casă poate să reziste și un an întreg. Încă mai am acea decorație care se pune pe ușă, care e rotundă. Încă o am de anul trecut, deoarece nu am putut să o dau jos. Și da, deci la mine bradul, când are chef cineva să-l dea jos, care este foarte rar, o să-l dea, dar de obicei stă câteva luni acolo, deci nu este o dată fixă cum ar veni ianuarie 10 sau ceva de gen. Nu. Deci la mine bradul poate să stea și un an întreg, poate să vină și Crăciunul al doilea și o să fie găsit în același loc. Acestea au fost întrebările, sper că v-au plăcut și ați aflat mai multe chestii noi despre mine. Sper să nu vă mirați și să râdeți, dar sper că v-a plăcut. Dacă vă interesează acest machiaj a ochilor, am făcut un tutorial. Se găsește pe celălalt canal al meu, dar vă voi pune linkul în bara de descriere. Așa că vă pup și ne vedem pe data viitoare.